Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru voi, prieteni, țineți-vă mai omoră cu astea. Deci nu o să ghiciți serios niciodată. Adică dacă n-ați văzut, nu știți despre ce este vorba, nu cred că poate cineva să ghicească. Deci, da, stați aici. Fiți atenți. Mesaj, pregătiți-vă de mesaje pe WhatsApp 0728 3D1 3D2. Cine nimerește, primește felicitări. Da? 1000 de puncte erau pe vremuri. 1000 de puncte. Plus 1000 de puncte. Da. Avem un sunet. Este un animal, nu vă spun ce e. Biped, patruped, mamifer, reptiloi, păsăroi, nu contează. Deci este un animal care e scărpinat și care face următorul. Observ că ție îți plac animalele scărpinate în ultima perioadă, da. Următorul sunet. Mesaje 072. Ia, uite, au început deja. Suntem pe poziție, gata. De 0728 3D1 3D2. Ce animal sau animală face acest sunet? Asta e domnul care vorbește cu animal. Au început să vină deja. Porc, 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 nu e porc. Buhai, buhai, porc. Nu, mulțumim, gata, hai că nu mai pot să... Vulpe. Deci... Focă, tigru, urs, porc, tigru, morsă, chiuvetă. Da. Cum o chiuvetă? Crocodil, rinocer. Rinocer. Cocoș de munte, struț. Leu de mare, cățel. Struțul ăla din garsonieră. Dicor, lamă. Cal, hipopotam, pui de melc. A nimerit-o cineva. Da, însă a nimerit-o cineva. Șoșoacă. Mă rog. Gorilă, papagal, porc. Măgăruș. Iliescu, sorbe din ciorbă. Nu. Rinocer care râde. Ramona din Cluj. A, nu, aici a semnat. Stai, scuze. Land Rover Discovery 3,2 TDI. Uite, Ramona din Cluj a nimerit. A nimerit. Mai avem timp vorba? Sau ne oprim? Nu, putem să mai citim. Da. Luca, că vede un platou cu amandine. Taur, măgar, catâr. Ornitorinc. Da, este un val de mesaje. Realmente mi-e foarte greu să citesc, pentru că ele curg pe tabletă. Cineva zice Oana din Pașcan, dar nu cred. Cred că doar semnează. Da, doar a semnat. Da. Elefant și așa mai departe, bulldog. Nu, răspunsul este, nu o să vă vină să credeți, un foarte drăgălaș și gingaș și simpatic și pufos urs coala. Deci nu mi-aș fi imaginat niciodată, nu pare pui, pare coala matur, după voce. A, nu e pui? Da. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că drăgălășenia aia de coala o să fie așa de... Poate să facă halul ăsta când este scărpinat pe spate. Mulțumim pentru mesaje! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.